Salut, prieteni, și bine ați venit la un nou draft aici la FC24. Am făcut o felul de echipă în ultima vreme, chiar o surpriză data trecută cu Romani, Dybala și Lukaku. Spectacolul vine de unde nu te aștepți. Data asta încercăm la fel și să avem parte de super meciuri. Hai cu draftul! Dacă vrei să cumperi coins pentru ei FC24, intră pe fifacoin.com unde găsești cele mai bune prețuri la coins și livrare rapidă, iar cu codul Teo ai 5% reducere. Linkul este în descriere. Oare ne iese echipă din prima? Eu asta sper, like acolo dacă vă place seria, să faceți noi cât mai multe. Apreciez fiecare like acolo, vă mulțumesc mult pentru că susțineți în continuare seria de drafturi 4-2-3-1. Așa, toți în centru, 3 cam, poate riscant, nu știu dacă vor veni fix jucătorii pe care îi vrem noi. Zico sau Ham? Aș lăsa rolul de ST liber și putem să luăm un Zico care joacă fiecare post. Fie în centru, fie în bandă. Ar juca foarte bine acolo. Poate facem draftul brazilienilor. N-am mai făcut asta de ceva vreme. Nu știam că am făcut la FC24. Trebuie să dăm o verificare. Aparent nu. Ar fi primul. Cum ar fi draftul brazilienilor? Dar trebuie să vină în continuare brazilieni. Ludmila e braziliană. Ce vrei? Are naționalitatea. Neymar e brazilian. Bine. Era și Hagi. Neymar, Zico și Kaká. Trio brazilian, ar lipsi atacantul, până acum sunt destul de mulțumit de ce se întâmplă. Aici Gattuso, Rudiger și Rodri. Oare să luăm pe Gennaro Gattuso? Să avem și noi chem acolo, nu mă mulțumește neapărat, dar Rodri are Team of the Year și poate ne dă un Rodri Team of the Year. Nu sunt încă sigur de tematică, este iar Rodri cu engine, Schiri cu șutul lui nebun de 99. Și ce al hai? Băi, de data asta trebuie să luăm pe Rodri, asta e. Mi l-a dat până l-am luat. Când dai dreapta, Dodo, luăm fiecare brazilian. Hai că încercăm cel puțin echipa asta să facem de brazilian. Vedem cât de bine a ieșit. Militao e bun și el. Erau Sule, Jimenez, iau te cardurile noi Champions League. Toți brazilienii sunt buni. Kaká, hai să zicem așa și așa, nu mă dă pe spate neapărat. Dar ce mai putem să luăm aici? Sergio Ramos. Ramos o să iasă, e prea slab. Și Dodo, sigur. În partea stângă, Hernandez cu basic, Tierney are catalyst. Mi se pare bun acest Tierney. Are defending mare. E și Robertson. Robertson are shadow. Parcă Robertson care 99 stamina. Nu știu ce au dat 99 stamina. Dar stamina la maximum. Întotdeauna ceva ce trebuie. Alisson Becker, Team of the Year. Ia uite-l. Vine brazilian Team of the Year. Full cam, 89 rating. Până acum are potențial echipa. Lipsește Ronaldo Nazario. Sus Gary. Are ST? Ah, ăsta n-are, doar winger. Trebuie luat. O altă legendă, alt jucător care ar putea juca. Johan Cruyff. Extraordinar. E bună echipa asta. Îmi place. Și cu Alisson ne-a dat așa și un albastru de top. Uite-l pe Rodrigo. Becau. Ah, e spectacular, yo. Da, frumos rău de tot. Avem o echipă full de brazilieni. Argentinienii nu-i luăm. Suntem împotriva lor. Kingsley Coman. Hai că facem joc. Gaginiu du Neymar până acum. Îi avem bazați. Marco Asensio are card ice pe cam. Uea dreapta n-avem pe altul. Că Dodo chiar nu l-aș vedea jucat. E left back Bernardo Silva. Și ar putea juca Gattuso fundaș central. Dar nu știu, left back avem deja. O să-l alegem pe Uea. Care acolo e în full cam. Și un jucător mult mai bun cu shadow. Ne trebuie calitatea în principal. Nu trebuie să joace fiecare brazilian. Că ăla cu pace-ul lui sigur nu intră. Pușcaș. E tot ST. Doamne, ce card și ăsta Thunderstruck. O să-l alegem și pe Pușcaș. Nu știu unde îi mai băgăm pe toți. Că au venit numai legende mari. Kaká mie nu-mi place prea tare. Mult mai bun Pușcaș. Oh, și Smith Team of the Year. Wow. Saka, Smith, Marta. Ce facem aici? Bă, nu putem închide ochii. Trebuie luată Marta. Dacă am zis că facem cu brazilienii, ce să mai facem? Dar în apărare să ne dea ceva. Doamne, dă-ne un fundaș central. Ne mai trebuie fundașul central. Shelby. A, nu e ce voiam. Deși are pace-ul. Nu ne lăsa doar cu Militao. Haide, mă! Dina are Sentinel. Cred că îl jucăm pe Gattuso în spate, cu Militao. N-avem încotro.
Gattuso va coborâ, că are defending bun și primește plus la viteză. Sau Rodri. Dar n-are passing bun Gattuso, nu-mi place. Kaká joacă el. Sau Zico. Ah. Nu, rămâne Zico band. O să-l băgăm pe Garincha, că e brazilianul nostru. Și coboară Kaká, asta e, joacă el pe CDM, ca să scăpăm de Ramos. Va fi rezervă Ferenc Puskás și va fi o rezervă foarte bună. Încă un mijlocaș, poate se schimbă calculele. Nu, e Pedri. Pedri are CM și CAM, dar nu mă dă pe spate. O să-l alegem pe Pedri, portar rămâne Alisson. N-are ce să ne mai impresioneze, Diogo Costa. Pe bancă îl lăsăm și pe Kingsley Coman. 90 din poate era 91 cu Smith. Am mai jucat cu ea, că am făcut cel mai bun draft în care ea a fost prezentă. Sunt rezerve, Cruyff, brazilianul Olandei. Bună echipă. Și antrenor nu-i brazilian, dar îl luăm pe Luis Castro, că e cu portugheză, cu de-alea să se înțeleagă. O echipă tematică, că n-am mai făcut tematice. Câți brazilieni? Cred că făcuseră calculul pentru noi, dar e mai greu. 5 în primul 11 care rămân. Și mai avem 2 pe bancă cu 3 care nu intră. Dar 10 brazilieni, e draftul brazilienilor. Primul meci cu brazilienii noștri, în care am maximum de încredere. Van Dijk, Makelele, chiar nu mă dă pe spate. Echipa el ar putea juca fenomenal, dar n-a prins cel mai bun draft. Ricardo Kaká, mai mult atacant, dar noi îl băgăm în spate. Neymar, hai Van Dijk, unde-i mingea, mă? Nu-i mor cu zilele bune. Ca la Barcelona, ca la Santos. A scus mingea adversarilor. Cartul lui de la Al-Hilal. Thunderstruck. Oh, mi-e dor de Neymar în fotbalul european. Oh, ce călcâi. Haide Johan. Johan are hocul, dar unui Van Dijk te prinde din urmă. A rezistat Cruyff acolo și a recuperat mingea pentru noi. Zico cu braziliana lui. Hai mă. Las că vă față Cruyff dribbling-ul. Ah, nu există. S-a băgat Romero. Nu poți să-i driblezi, trebuie să joci cât mai simplu. Dar în draftul ăsta ne-am cam așteptat la scheme. Eu încerc. Mamă, vin. Ne-a prins bine, rău cu fines. Foarte bună execuție, pentru că nu era într-un unghi bun pentru un șut în forță, dar așa se pune Vini cum trebuie. Și am încasat primul gol. Hai, Alisson. Rezabere mai bine, ești portarul echipei anului. Neymar pentru Cruyff. Cruyff l-are și pe Gary aici. Gary cu Neymar. Fotbal, dar apără Gazzaniga. Ce slab a șutat Neymar. Vreau să marcăm aici. Ar fi trebuit să o facem. Neymar driblând. Nu trece și de Makelele. Nu putem să driblăm pe toți. Hai să facem ceva de aici. Neymar ar putea centra. Și să facem Rodri. Mulți în careu. Rodri. Cum o interșeptează. Nici măcar nu e cardul team of the year. Rodri fire. Face legea. Zico. Zico, hai tot cu el. Zico, driblează portarul. Nu înscrie. Ce înseamnă portarul Gironei? S-a aruncat acolo, a dat totul să nu ia gol. Așa trebuie. Neymar în spate. Zico, Rodri. Hai să găsim pe cineva și noi. E Wea. Wea, dă-i mă gol. Ce-s cu șuturile astea? Mi-e dor de Lukaku din draftul trecut. Uite, ne chinuim, dar am reușit noi să înscriem. Mingea spre Neymar, o dă din vent așa. Oh, ce gleznă fină Neymar, dar degeaba, că ratăm tot. Gennaro Gattuso. Apară! De unde a dat așa italianul? Nu se poate. Cel mai tare șut. Camavinga. Messi. E 2-2. În meci ăsta nu jucăm la cel mai bun nivel. Messi, team of the year. Ia uite, l-a scos de pe bancă. L-a scos din buzunar. Cruyff, Zico. Nu știu de ce n-a florat arbitrul. Minutul 48. A dat un minut și a lăsat 2 jumate. Dar meritam și noi golul ăsta, la câte șanse am avut. Bine, Kaká. Gata.
Craifa, i-a dat crăcănelele lui Virgil. I-a arătat ce înseamnă fotbalist adevărat. Haide, stânga sus și gol. S-a dus, mă, acolo, a ghicit colțul. Nu mai suport cât ratăm. Bine, hai Craif. Da, mă, în sfârșit, șut cu exteriorul, timing pe verde, 4-2. Mă rest la 4-2, m-a chinuit mult de tot meciul ăsta, am ratat enorm, a fost greu, rău. Am dat 4 goluri din 16 șuturi, 4 șuturi pe gol marcat, măcar ne impunem. Meciul 2, unde sper să fie mai exact ai noștri sau nu în așa formă portarul, el Loris, haide, n-are cum. Rio cu Diaz, Hulit, Mbappé, Ribéry, e greu, atacul e genial. Robertson, știam că se duce mingea în bandă. A, dar Ruud știe de unul singur ce trebuie să facă. Robertson, ce le face Robertson în statul de meci? Kaka, haide, Johan. Ta, e Diaz ăla bun de tot. Robertson îi ține în buzunar. Dar du-te tu, Robertson. Fă tu meciul pentru noi. Robertson, nu s-a mai oprit. Craif cu bicicletele! E regele Craif Thunderstruck! Robertson, iată că până la urmă, pe lângă că a ținut toată defensiva singur, ești cel care dă primul asist. Zeu! Craif. Am dat-o puțin în față, m-am băsat că Loris n-are cine știe ce viteză și că nu-l scoate la timp, n-a avut reflexul ăla. E 2-0, l-am driblat foarte bine. Aici, uite, marcăm la ambele șanse pe care le-am avut. Și olandezul e chiar bazat rău, cu 5 stele la Wakefield, ce șut are. Ar trebui să dăm multe goluri lejer. Intercepție bună am făcut. S-a bătut Johan Cruyff. Hulit îl întâmpina, e tot Cruyff, de unul singur. Aproape că scria. Ar fi fost genial. Gary, trece Gary. Garicea, ce frumos. Brazilian adevărat. Fază totală de dribling și e gata la 3-0. Meciul 3 are și coreografie cu Team of the Year. Chevalier în poartă, Maldini, Ronaldinho cu Hansen. Bine, un 4-2-3-1. Poate fi un sistem care să ducă foarte bine pe plan defensiv. Uite pe Bernabeu. Ah, frumos! Player lock din minutul 1 după ce a recuperat, încă un player lock după aia. Ca să înțelegem cu cine jucăm, maestrul player lock-ului. Două player locuri într-un minut de FIFA este de alt nivel. Craifi, Kaka, de treci Kaka să-i dai o lecție, că nu trebuie să ai numai player locuri, butoane apăsate. Dar poate ne bate, ne dă el o lecție. Camavinga, ce gol, din ce unghi. A fugit Camavinga, s-a dus până în pânzele albe. Luăm primul gol aiurea, mai bine ar fi avansat ai noștri acolo, voiam să iau foul pentru o secundă. Foarte rău am început și băiatul ăsta e disperat la modul ăla. Hai Neymar, rămâne la Neymar, e bun Neymar, ce-i faci lui Neymar Junior? Este un jucător optim pentru așa ceva, să rămână la el, să te dribleze de nu știi cum. Doamne, de cât ori face player lock, e cel mai enervant adversar de multă vreme. Numai player lock într-una, zici că e la antrenamente. Ia uite mă, și la el a rămas. Da, a rămas și la Ronaldinho. Ne-a fost plătită deja, 2-1. Spațiu pentru Cruyff. Doamne, ce bine a blocat francezul. Hai acum, Zico s-a bătut cot la cot cu Toni Kroos, dar n-are strength. Da, ne-a dat și gol. A reușit să alerge bine acolo, prin punct e mult mai rapid ca restul, ca jucătorii noștri. Și dă gol cu Ferenc Puskas. Se pare așa că o să fie capăt de linie. Deja m-a obosit. Am văzut 20 de player locuri în 20 de minute. Pă, ce șut. Timing pe verde. 4-1. No, se vede cum joacă non-stop. Eu n-am ce să-i fac. Da, n-a scăpat Puskas. La multe faze n-am avut cum să intervenim. Aici a fost cazul în care, iau, după aia dă cu Bergkamp. Pur și simplu am fost depășiți ca viteză. Din păcate asta a fost, n-am avut nicio șansă. Fără drept de apel în frângere. Dar bravo lui.
a avut echipă și a știut să și joace mult prea bine, exagerat și a totul. Dar nu pot zic că noi am strălucit, parcă nu s-au legat perfect lucrurile. Dar asta sunt echipe și echipe. Robertone. Da, la pachete mă gândesc că ieșim pe minus la două victorii. Dar nu știi când ai un pic de șansă acolo, un jucător de peste 86. Colonia CM. Asta spune totul. Fleury. Ce e asta? Cele două pachete n-aduc nimic notabil. Un Hunter, ăsta-l păstrez, că e mai scump, nu merită chiar dat la Quixel. Și mai am și un preview pack. Așa, extra, să-l încercăm. Hai că la preview-uri nu mi-a dat chiar nimic la această ediție. Polonia iar. Acum e LM. Măcar să fie ST, portar, Zavistovska de la Bayern. Dar acesta a fost draftul brazilienilor. Am văzut că vin brazilienii și am zis să-i dăm o încercare, dar a fost depășit în meciul 3. Sper că v-a plăcut totuși. Dacă da, nu uitați de like-ul ăla acolo. Cam atât. Pa, pa!